Domnul și domnule, bună seara și bine v-am regăsit de data aceasta la o ediție specială a televiziunii Teleplus Maramureș. Nu vom avea dialog cu caractere, ci vom intra pe ediție specială pentru că există un subiect care prezintă un maxim interes pentru românii din țară și de peste hotare. Un subiect care, datorită modului tabloidizat în care presa informează și al goanii după senzațional, deformează niște lucruri care sunt adevăruri axiomatice, ajungând să aducă oamenii, atât pe cei plecați, cât mai ales pe cei rămași acasă, unii dintre ei bătrâni sau fără un nivel de cultură capabil să se informeze singuri, într-o zonă de psihoză socială, neproductivă și nefolositoare. Evenimentul pe care vreau să-l, sau fenomenul, sau situația pe care vreau să o comentez cu în fața dumneavoastră cu distinsul nostru invitat din această seară, se referă la acest Brexit, adică Britain Exit, adică ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, un fenomen care este unic sau singular în cei 70 de ani de existență ai acestei asocieri de state numite Uniunea Europeană. Despre cum s-a ajuns aici, despre istoricul Uniunii Europene, despre Marea Britanie ca și țară, și viziunea pe care au avut-o britanicii care atunci când au decis printr-un referendum cu 52% să iasă din Uniunea Europeană, fără a înțelege poate consecințele, vom discuta cu distinsul nostru invitat, domnul conferențiar universitar doctor în economie, Vasile Bârle. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Domnule profesor, întotdeauna când v-am ca și invitat, am un oarecare stres emoțional legat de capacitatea de a reuși să vă secondez în ceea ce înseamnă dezbaterea unei teme. V-aș ruga să nu mă criticați în emisiune dacă vom ajunge în această situație și să-mi spuneți după aceea care este problema. Așadar, Brexit, în esență, presupune retragerea programată a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană. În urma referendumului care a avut loc în iunie 2016, în care 52% dintre alegătorii participanți la vot au votat cu da pentru retragerea țărilor din Uniune. Măsură pusă în aplicare de guvernul britanic, care a anunțat oficial retragerea din Uniune în martie 2017, prin invocarea articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, având, bineînțeles, și acordul Parlamentului Britanic, din 2017 și până acum, existând acele negocieri privind retragerea. Domnule profesor, un eveniment fără precedent în ceea ce înseamnă această asociere de state, pornită ca și o asociere economică și adunsă ulterior o asociere politico-economico-socială. În opinia dumneavoastră, ca și o consecință certă, cine va pierde și cine va câștiga, discutând de cele două mari părți aflate în ecuație, Marea Britanie și Uniunea Europeană? Foarte greu de spus cine va pierde și cine va câștiga astăzi. Acum, eu am identificat, invocați dumneavoastră tumultul acesta de informații venite pe toate canalele, și am identificat trei curente. Unul în care Anglia este pusă la zid, este terminată, economia se va prăbuși fără Uniunea Europeană și acest curent este pornit dinspre europeni și mai ales dinspre Bruxelles și Strasburg, preluat, bineînțeles, și de către o parte însemnată a presei noastre. Al doilea curent, mai echilibrat, în care se spune că atât Uniunea Europeană cât și Anglia vor avea de pierdut în urma Brexitului, și mai există un curent pe care eu îl agrez că Anglia va avea de câștigat la ieșirea din Uniunea Europeană. Îl agrez și îl argumentez pe câteva lucruri mai puțin palpabile, dar în istorie și-au dovedit viabilitate. În primul rând, noi știm englezii, de bine de rău, că sunt cei care au inventat democrația, au inventat parlamentul. Parlamentarismul, da. Vorbesc de cele moderne, că cealaltă nu vorbesc de cele moderne. Da. Nu mă refer la Aristotel, la Platon și Republica lui Platon. Nu. Vorbim de
Dacă mergem înapoi în trecut foarte mult la Aristotel și Platon, au fost mai mult teoretizate decât pragmatizate. Corect. Englezii le-au pus în practică. Și prin asta vreau să subliniez caracterul super pragmatic al poporului englez. E un popor de un pragmatism fantastic pe care președintele Consiliului Europei l-a remarcat și îl regretă ca și o formă de echilibru a parlamentarilor. Vă referiți englezi? La cuvântarea doamnei Ursula von der Leyen, la ieșirea efectivă. Da. Apoi, mă refer la forța pe care le-o dă Commonwealth-ul. Încă, deși nu foarte activ ca până în anii 80, este totuși o forță foarte puternică. Vorbiți de acea asociere de state care vorbesc limba engleză și care au făcut parte... Care au făcut și fac unele dintre ele parte din regatul oficial și neoficial, din Regatul Unit al Marii Britanii, Irlandei de Nord, pe de o parte, și pe de altă parte, cele cum ar fi Australia, Noua Zeelandă, Canada, care au o recunoaștere a suveranității și suzeranității reginei, doamnei regine ale Angliei. Așa. Bun. Și mai am încă un argument. Englezii nu fac lucruri de mântuială. În general, ei nu fac lucruri de mântuială. Ei, când se apucă de o treabă, știu unde vor să ajungă. Și faptul că au pornit pe drumul ăsta... Să ne întrebăm ce motive au fost invocate atunci. Pentru presă, cel mai bun motiv a fost imigranții, da? Cu ăsta au ieșit în tam-tam. În subsidiar, și de fapt, cel din subsidiar era chiar pe fond, îl reprezintă birocratismul excesiv Bruxelles, Uniunea Europeană. Al funcționării Uniunii. Și derapajul Uniunii Europene de la valorile pe care le-a arogat de-a lungul anilor, începând din primii ani despre care o să vorbim. Faptul că... Iertați-mă, astea sunt toate motivele care dumneavoastră le-ați identificat ca... Mai am, dar sunt de natură, acestea sunt de natură non-economică. Și de populismul politic care există în Marea Britanie de aproape 15 ani, cu acel curent anti-european, știți foarte bine, partidului Nigel Farage și a celorlalte partide care încearcă să dească în mentalul colectiv al cetățeanului britanic fostă mare putere colonială, fostă precursoare a ceea ce înseamnă Revoluția Industrială, corect, fostă mare putere navală, corect, țara care a reușit să reziste în al doilea război mondial, corect, împotriva tuturor amenințelor și a fost stâlpul pe baza căreia s-a bazat. S-a clădit. Fără Marea Britanie nu exista debarcarea din Normandia și restul. Corect, corect. Țara care totuși a fost o putere colonială, dar care a abolit sclavia înaintea statelor și altor țări. Corect. Legea lui Cromwell. Se pune însă următoarea întrebare. Dacă nu cumva, printre cauzele care au fost, și am spus aici populismul politician ieftin, nu cumva există și tabloidizarea vieții publice, în care presa are o mare vinovăție, pentru că de la un discurs și o analiză serioasă au dus acest subiect până în derizoriu, încât vin și vă întreb dacă nu cumva se confirmă axioma, zic eu, că democrația este o dictatură a mediocrității, când votul celui care bea în pub, al roșcatului, bea bushmill, este egal cu votul profesorului universitar. Așa este și la noi și în altă parte. Atunci? Un om, un vot. Această lozincă apare tot mai des, nu doar în tabloide, ci în abordările serioase. Și nu de azi de ieri, de ceva ani buni. Am avut ocazia să citesc și să constat că în anumite cercuri elitiste, să le spun așa, ideea un om, un vot demonstrează, practic ne-a dus unde ne-a dus, și pe noi și pe ei. În situația respectivă, revenind la Anglia, revenind la populism. Vedeți dumneavoastră, curentele politice merg ca orice curent. După cum bate vântul, dar sunt niște, ca și curentul Atlanticului de Nord. Oricum ar bate vântul, vânturile, el tot... Vorbiți de jaloanele permanente. Jaloanele permanente. Conservatorismul englez cu el... El nu este ceva care să se perimeze. S-a demonstrat. Nu e perimat. Și nici nu este pe cale de a fi
de a fi atenuat. Este tot mai pregnant și tot mai puternic. Asta i-a făcut pe englez conservatorismul acesta și eu îi spun, încăpățânarea de a rămâne la nivelul unor valori, aprecierea unor valori, i-a făcut cine sunt astăzi. Acesta s-a numit etos britanic. Etos britanic. Termenul este mai pretențios, dar... Bun, explicați-mi asta, adică acel ceva de mândrie. Este o emulație. De aparține. E o emulație de a aparține unui anumit neam și unei anumite idei care se numește ideea Imperiului Britanic. Domnule profesor, noastră sunteți un om mult peste ceea ce înseamnă capacitatea de nivelul de informare și capacitatea de înțelege a fenomenelor. Eu îmi permit să emit o opinie personală. Probabil că nu este avizată, mă să o veți demola dacă nu are niciun fel de element de veridicitate. Nu cumva Marea Britanie, tot prin acest etos englezesc, de fapt, da, așa, da, reacționează așa și datorită refuzului de a mai accepta subordonarea față de dualismul franco-german. Corect. Pentru că ei asta au făcut de când s-a înființat, nu? Da. Au încercat să impună politicile lor. Absolut. De aici pornesc. De la francezi, în primul rând, a pornit... Faptul că a pornit aderarea întârziată a Angliei la Uniunea Europeană, așa este. Faptul că de Gaulle nu și-a dorit un cal troian american în curtea Uniunii Europene, până când a venit de Gaulle în 69, s-a retras, s-a dat demisia, a venit Pompidou și începând cu 1971, Anglia este partea a comunității economice europene. Piața comună. Noi așa o știm sub denumire. Așa este. Bun, revenind. Faptul că Anglia nu mai suporta aroganța francezilor, rigiditatea nejustificată, asta o spun ei, Johnson o spune, rigiditatea nejustificată a nemților în negocieri și că trebuia să se supună unui sistem legislativ cu care nu a fost de acord de câțiva ani buni încoace englezii, impus aceste directive ale Uniunii Europene, nu au fost de acord. Încăpățânarea, iarăși revin la termenul ăsta, încăpățânarea în sensul ei cel mai pozitiv a englezilor, i-a determinat pe o mare parte din ei să observe faptul că Uniunea Europeană, în relația cu Uniunea Europeană, nu au avantaje. Și am să vă dau niște cifre din economie. Relația comercială Anglia-Uniunea Europeană este echivalentul a unui export din Uniunea Europeană spre Anglia de 400 de miliarde de euro anual și un import din Anglia de 320 de miliarde anual. Deci deficitul pe care îl înregistrează 80 de miliarde, între care 33 de miliarde cu Germania, vreo 17 cu Spania și atenție, cu România, Anglia înregistrează 2 miliarde de deficit. Avem excedent pe relația Angliei. Noi. Nu e nu știu ce mare scopală, dar este o așa, este o treabă. Acest deficit i-a deranjat foarte mult pentru că este generat de capitalul financiar care a început o migrație mai puțin controlabilă de către englezi, dinspre Europa spre Anglia, dinspre Anglia spre Europa și a deranjat foarte mult ceva, marea forță NATO, SUA. Da, plus probabil migrația capitalului prin fondurile de coeziune către țările nou intrate din blocul estic. Aici este Anglia o treabă... fiind o contributoare majoră, dar nu cea mai importantă. Nu cea mai importantă. Cea mai importantă este Germania a treia, a doua, este Franța. Germania nu poate exista Uniunea Europeană. Anglia contribuie la Uniunea Europeană, în fiecare an contribuia cu aproximativ 15,2 miliarde de euro și îi se întorceau o parte prin sistemele de, anumite sisteme de finanțare în jur de 4 miliarde. Deci pierderea Angliei și pe această cale este cam de vreo 10 Dar, miliarde. Dar, domnule profesor, la momentul 2020, suntem în secolul 21, Marea Britanie nu mai este o putere mondială. Chiar dacă... Singură, nu. Chiar, dar cu singură, dar cu SUA. Un pic, chiar dacă este, din punct de vedere militar, membra NATO, este adepta alinierii pe axa Londra-Washington, este
din punctul de vedere a ceea ce înseamnă contribuție militară NATO destul de importantă, dar sub control parlamentar destul de rigid, și din punct de vedere economic nu mai reprezintă o economie emergentă. Ei în 2019 au avut un rit de creștere de 1,5%, cel mai mic din ultimii 8 sau 10 ani. Da, da, mai mare decât Germaniei, decât care corect, a fost de 0%. Dar au evitat secesiunea care era predictibilă anul trecut, când în aprilie, parcă și mai, au avut scădere. Prin urmare, în acest moment, ce este Anglia? Anglia este o, ca un fel de fată bătrână, nemăritată, cu zestre, care provine dintr-o familie nobiliară și care este curtată de noi îmbogățiți ai vremii, această burghezie, a zice eu, agresivă și foarte supravegheată de către cine? De către doamna de pension, șefa pensionului care este Franța, și de către administratorul pensionului care este Germania. Curtată, e un pic curtată, metaforic prea da, departe. Metaforică, curtată sau mai puțin curtată, dar probabil că ea, fata aceea, doamna aceea, numită Anglia, își dorește mai mult o aliniere și o alianță mult mai puternică cu Statele Unite și Canada. Să nu uităm că una dintre forțele mari ale lumii de după Statele Unite și China este Canada. Așa este. Este o forță extraordinară. Relația Angliei cu Canada este extraordinară și va rămâne în continuare. Jocurile politice se pot doar intui. Nu avem argumente să susținem o anumită evoluția lor pe o anumită direcție, dar se poate intui că Anglia nu va rămâne de izbeliște așa o insulă cum se află în marginea Oceanului Atlantic. Ea își va relua relațiile foarte apropiate cu Statele Unite pe alte valori. Parte, analiștii spun că Statele Unite mai degrabă vor încheia un acord comercial cu Uniunea Europeană, care înseamnă o piață de 430 de milioane de oameni. Saturată, atenție, saturată. Decât cu Marea Britanie, care are 66 de milioane și care, în acest moment se spune că este mărul discordiei, care alimentează stilul imperialist agresiv al Statelor Unite, care pune problema apariției unui NATO 2. Știți de cât se vorbește? Da, am auzit. Datorită lipsei de contributivitate a multor state, Donald Trump a spus stop, fac o asociere cu Marea Britanie și încă câteva țări care Marea Britanie, așa, Canada, și renunț, Australia, Noua Zeelandă, cele vorbite, sigur, așa, sigur. Și renunț la ceea ce înseamnă sărăntoci ăștia, care noi i-am primit cu generozitate, adică Europa i-a primit ca piață de desfacere. Și acum nu mai reprezintă un interes extraordinar, Europa nu reprezintă un interes extraordinar ca piață de desfacere pentru Statele Unite. Pe de altă parte, nici Statele Unite nu sunt economic wow. Nici economia lor nu este foarte grozavă, pentru că noi trebuie să vedem că la nivel mondial, numai cât putem vedea noi și ce informații cu materialul exact. Primite, la nivel mondial sunt niște poli de putere foarte bine definiți. Deocamdată sunt vizibili. Vorbim de Rusia, care este o forță de așa, vorbim de Statele Unite, vorbim de Uniunea Europeană, care împreună este o forță, dar este o forță care se mișcă enorm de greu. Este super birocratizată, cum spuneam, și este o forță care, știți cum e, până se apucă să repare casa, să dărâmă toată. Până își ia o decizie în Uniunea Europeană, până să ia o decizie în Uniunea Europeană, trece... Mai ales că trebuie să negocieze francezul cu germanul și își aduc aminte sutele de ani de discordie. Nu mai vorbim de război de 100 de ani. Război de 100 de ani, care a fost așa. Evident. Între ele, până negociază cele două și pe urmă, până se fac toate preparativele prin celelalte 27 de țări de ratificare. E procedura, e groaie. Procedura e enorm de mult. Și dacă una o blochează, se ia de la capăt. Să duc toate. Celălalt pol, al treilea pol, patrulea pol de putere este cel al Asiei. Asia e cu China. China și nu numai. E vorba și de India. E vorba și de Coreea. Mai vorbim de Japonia, cu forța de influență și cu capacitatea lor de a... De America de Sud nu mai vorbim, acolo cu deocamdată, emergența America economică. Emergența economică s-a mai potolit, mai ales pentru Brazilia, care era de acuz vreo câțiva ani, începuse să devină o... Sunt mari probleme politice, da. Peste tot proteste, ieșiri în stare. În momentul în care apar anumite zone de dezvoltare economică foarte rapidă și accelerată, care deranjează marii coloși, așa, ei sunt ajutați să revină la situația lor normală. Statele Unite, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional și așa mai departe.
Domnule profesor, am o întrebare. Apropierea acum vizibilă și corect explicată de noastră a Marii Britanii față de Statele Unite nu este ce s-a întâmplat, ceea ce s-a întâmplat imediat după al doilea război mondial. Deloc. Aduceți-vă aminte, Marea Britanie, după terminarea războiului, era într-un regim de austeritate, industria era vai de mama ei, din punct de vedere al condițiilor sociale era dezastru, forța de muncă era decimată în război și a apăruse Iancheul, ăla știți, cu Marshall. Țigara și cu nu știu ce, cu planul Marshall și podul Berlinului, vă aduceți aminte? Da, că da. Alimentau cu avioanele berlinene și să nu moară de foame. La un moment dat se vorbea că Europa de vest va deveni o parte a Statelor Unite ale Americii și Europei. Au fost unii care în naivitatea lor au chiar au crezut. Și atunci Marea Britanie, ce s-a venit, a revenit Churchill cu guvernul lui în 51 sau 50, în 61. 61. În 61 și a spus stop. Știm noi ce să facem și cum să facem. Început să se stabilizeze, a apărut politici publice clare. Deci primul pas pe care l-a făcut Churchill în relansarea țării Angliei, știți care a fost? Punerea la punct a învățământului. Aici știam că veniți și vreau să vă întreb neapărat. Vă rog, și? Au așezat bazele unui sistem de învățământ bazat pe valoare și valori. Și l-au exportat, domnule profesor. Și l-au exportat inclusiv în Europa, în acea vreme, nu mai vorbesc de Statele Unite. După. Deci în perioada respectivă, vorbesc de anii 1949-50, în 49 au luat primele decizii pe linie de învățământ și au știut de ce. Cei care au făcut, și asta e un alt argument al ideii mele că Anglia nu va avea de suferit, poate chiar de câștigat în urma Brexitului, să ne gândim că cei care au făcut școlile în perioada de început a învățământului restructurat și armonizat cu nevoile viitorului, așa se spunea Churchill, în anii, cei din copii fiind în anii 50-60, sunt astăzi la putere. Așa este. Pe de altă parte, și eu am tot respectul pentru sistemul de învățământ superior al Marii Britanii. Acea tradiție care există, acea seriozitate, acolo nu se merge... Rigoare! Nu se merge pe fabrică de licențe, uzină de diplome și așa mai departe. Astăzi, spun statisticile, domnule profesor, că cei mai eminenți studenți ai sistemului de învățământ britanic nu sunt englezi. Corect. Sunt indieni. Chiar sunt și români. Chiar români, și polonezi, români. Chiar și polonezi, exact. Din Sri Lanka, din... Exact. Sigur. Sunt cei din Extremul Orient sau din Europa de Est. Dar e foarte simplu. Și atunci? Pentru că valorile... Cum se spune... Cipola, bine zic? Nu. Ba da, nu vreau să greșesc. Un italian profesor la Missouri în Statele Unite spune așa că procentul de prostie este echilibrat la nivel mondial, la fel și cel de inteligență. În toată lumea sunt valori, sunt oameni, sunt tineri, sunt copii de mare valoare. Englezii au nevoie de ei și îi atrag acolo. Îi momesc cu burse foarte bune și ei se duc acolo pentru că sistemul de învățământ este bun. E adevărat. Deschizând porțile universităților pentru toată lumea, din toată lumea, din Noua Zeelandă, din, nu știu, Coreea, din India, din Sri Lanka, din Canada, așa mai departe, din România, Polonia, Europa, se duc valori acolo. Și atunci englezii sunt minoritari din punct de vedere al ponderii valorice. Dar învățământul este la fel. De acord cu dumneavoastră, dar pe de... Aș vrea să vă spun ceva foarte interesant. Ei nu fac prostia, și iertați-mi expresia, o spun cu toată seriozitatea, pe care o facem noi. Noi producem resurse umane. Și le exportăm. Nu, noi atenție la termen. Noi producem o resursă umană care să fie compatibilă cu nevoile economiei. Așa. Ei nu produc așa ceva. Ei produc capacități intelectuale capabile să... dotate cu conștiință și competență și care vor determina ei, acei tineri, vor determina mersul economiei. E o diferență. Adică ei gândesc puzzle-ul, nu sunt piese din puzzle. Învățământul normal și la noi, până în, nu vreau să spun când, învățământul normal este acela în care este pus înaintea intereselor economice. Perfect, de acord cu dumneavoastră. Înainte de a intra pe momentul de publicitate, vă spun sau îmi permit să vă atrag atenția asupra unui aspect, că inclusiv acea puritate, să zicem, națională pe care britanicii și-au clamat-o, și eu să știți că admir când văd pe acele stadioane sportive sau la evenimente zeci de mii de oameni cântând God Save the Queen,
Și fără garduri. Sau, exact, sau imnul Scoției când auzi Rose of Scotland, se rupe ceva în tine oricât ai fi tu de patriot. Ei nu mai sunt atât de puri. Gândiți-vă la faptul că primarul Londrei este un pakistanez. Cam îl cheamă. Da, 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 da. Și în continuare, în următorii 10-20 de ani, există riscul major al, nu infiltrării, al împingerii în față pe ceea ce înseamnă ierarhia socială decidentă, aceștori emigranți, culeși, aduși, recrutați pe huntingul care va ajunge. Vreau să punctez un lucru esențial. Credeți că pe primarul Londrei l-a ales pentru că se facă un serviciu unei minorități? Nici vorbă. Credeți că contracandidatul lui, care era englez, a pierdut pentru că trebuia să demonstreze ei ceva legate de rasă, de nu știu ce? Nu, e cumva principiul lămâiei? Nu, e vorba de valoare. Valoarea pe care o folosim, o stoarcem și după aia. E vorba de valoare. La fel, se întâmplă în toată lumea. Se întâmplă în Statele Unite. Am avut președintele Statelor Unite, Obama, de culoare. Era de gândit până în anii 60 și ceva, 70, 80, 90, puteam să gândim așa ceva. Oh, și înainte se spunea că statul se va surpa în momentul în care ajunge președinte o femeie sau un afroamerican. Cât pace era să fie Hillary Clinton. Așa este. Dar, acum, ca să subliniez ce vreau să spun mai înainte, ideea este următoarea. Ei pun accent pe valoare. Și nu contează culoarea, nu contează rasa, nu contează originea, nu contează nimic. Ei caută valori și tot ce se construiește în jurul unei valori autentice este rezistă în viitor. Și generează efecte pozitive. Emite reacții pozitive. Publicitatea și revenim. Nu. Șemineul tău preferat e la un telefon distanță. NordTerm îți oferă șeminee premium, coșuri de fum Schiedel cu garanție 30 de ani, consultanță tehnică gratuită și multă siguranță pentru familia ta. NordTerm, profesionalism și încredere pentru un cămin călduros și sigur. Ai nevoie să închiriezi o mașină? Alege Rent Rapid. Închiriere auto cu prețuri de la 100 de lei pe zi. Alege mașina potrivită stilului tău și sună la 0770 400 683. Rent Rapid, comod și rapid, la prețuri imbatabile și fără costuri ascunse. Dedicată sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262-274-508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. În 98 am ales să pornim la drum pentru că cineva trebuia să o facă. Am ales să mergem mai departe, zi sau noapte. Am ales poate calea mai grea, dar singura care merita efortul. Am ales cu mintea și uneori cu inima. Pentru că alegerile noastre de azi sunt realitatea de mâine. Promitem să alegem și în următorii 21 de ani cu gândul la viitor. Pornește cu noi pe tualegidrumul.ro. Fan Curier. Oriunde, cu plăcere. O lume a tuturor posibilităților, în care trăim, visăm, muncim, o vrem curată, armonioasă, prompt și impecabil de fiecare dată. Housekeeping ne cunoașteți și creștem odată cu voi. Curățenie profesională în instituții, supermarketuri, hoteluri, case particulare, hale industriale, peisagistică și întreținere spații verzi, dezinfecție, dezinsecție și deratizare, vânzare de echipamente de protecție, facility management, housekeeping, detaliul curățeniei. V-ați săturat să stați la cozile interminabile de la vulcanizare? Noi suntem soluția! Vulcanizarea mobilă R&D Baia Mare oferă servicii de vulcanizare, pană, schimb de roți, oriunde și oricând. Cu o simplă programare stabilim schimbarea anvelopelor direct la tine acasă. Prețuri accesibile ca la orice vulcanizare, fără costuri în plus. Deplasarea pe raza orașului este gratuită.
Sună, programează-te și noi venim la tine acasă! Clubul educațional Sisinisaua oferă celor mici programe after school bazate pe activități interactive și suport pentru materiile școlare. De asemenea, pe lângă programul de after school, clubul oferă și diverse ateliere educative, creative și de viață practică, precum și cursuri de limba engleză și germană. Programul After School include în tariful standard cursuri de engleză și germană și un atelier de dezvoltare emoțională. Dorim ca toți copiii să aibă parte de aceea susținere în educație, tot să fie văzuți și auziți și fiecare să învețe de plăcere și în ritmul său propriu. Sisinisaua, noi suntem la fel! Gene bogate, privire seducătoare. Descoperiți-le și lăsați-vă fermecată și intrați în lumea Extreme Lashes. Mai lungi, mai pline, mai curbate, mai frumoase. Tot ce ne dorim de la genele noastre. Cea mai nouă tendință în frumusețe este tehnica aplicării extensiilor de gene semipermanente, numai la Salon Diva. Cu Extreme Lashes o să strălucești ca o celebritate. Și domnul, am revenit în direct, sunteți la o ediție specială, discutăm despre Europa post-Brexit și vom aborda în finalul emisiunii și ceea ce înseamnă românii și consecințele asupra lor și a României datorită acestui Brexit. Îl avem ca invitat pe distinsul nostru profesor, conferențiar universitar, doctor în economie, Vasile Bârle. Tot am tendința să vă avansez în funcție... Nu-i cazul, nu-i cazul. Domnul profesor, fiind specialitatea dumneavoastră economia, v-aș ruga să discutăm un pic despre consecințele pe care analiștii le creonează legat de ceea ce se va întâmpla în Marea Britanie după nu ieșirea neapărat în 31 ianuarie, ci după terminarea perioadei de tranziție de 31 decembrie, pentru că știm că în această perioadă ei nu mai au comisar european, deci membru în Comisia Europeană, nu mai au parlamentari, dar ei respectă reglementările și legislația europeană și fac parte din piața comună, vamală și așa, Uniunea Vamală și așa mai departe. Adică se vorbește că, de fapt, după o eventuală fluctuație de câțiva ani, cu intensitate moderată, timp în care investitorii care acum au devenit prudenți vor reveni și vor investi masiv, Marea Britanie nu doar că se va echilibra, ci va intra într-un trend ascendent, probabil care va depăși cel al țărilor puternic industrializate sau emergente, cum zicem noi în Europa, vorbim de Germania, Italia, Franța, mă rog, Italia în măsura în care mai este așa ceva. Dumneavoastră cum comentați? Dați dreptate la afirmația mea. Așa eu este. Sunt adeptul acestui curent în care, potrivit căria, Anglia o să-și revină repede. Da, am și argumente contra, le vom discuta. Sunt argumente pro și contra. Corect. Deocamdată pot să spun așa, nimeni la ora actuală dintre muritorii ăștia de rând ai noștri de care să ne încadrăm și noi, nu poate stabili sau nu poate identifica efectele Brexitului pentru următoarele motive. Se pot face predicții, prognoze, evaluări. Se pot face, da, estimări, speculații. Faptul că până în 31 decembrie 2020 este această perioadă de tranziție care nu e limitată. Atenție. Așa este. S-ar putea să mai fie un an, doi, trei. Cum a fost și cu Brexit. Cum a fost și cu, din 2016 încoace, 2017 practic încoace. Trei ani. Trei ani de zile. Se poate întinde în funcție de interesele financiare, economice... Aspect care ar fi benefic Marii Britanii. Absolut.
Acum, eu am ascultat o declarație a lui Boris Johnson, care spunea că el nu va fi de acord în negocierile care se vor purta în anul acesta cu condițiile impuse de Uniunea Europeană, ca Uniunea Europeană să transmită Angliei să semneze un acord, la semnarea unui acord, în care Anglia să se oblige să respecte condițiile vamale, condițiile de subvenții, de sprijin interna economiei ale Uniunii Europene. Eu zic că așa ceva nu discută. Prin urmare, avem din start un clinch, dacă îi putem spune așa, foarte, foarte puternic. De fapt, toată Uniunea Europeană se numește o piață comună, așa care în centrul ei are capitalul. Libera circulație a bunurilor, mărfurilor, a capitalului așa și este. Mai nou cu Schengen-ul a persoanelor. Deci, din start, Uniunea Europeană s-a creat pe un acord de liber schimb în care să dispară barierele vamale. Vorbim de Uniunea Cărbunelui și Oțelului din 1951, mergând mai departe cu tratatul de la Roma și așa mai departe. Practic, miezul, esența în jurul căreia s-a construit Uniunea Europeană, este tocmai acest, sunt aceste puncte. Se numesc taxe vamale, se numesc taxe de vamale import-export, se numesc subvenții acordate pentru a putea deveni competitive anumite segmente ale economiei și se numesc anumite ajutoare de stat, sprijin care se dă și mai mult, mai nou, de când piața financiară este atât de explozivă, este libera mișcare neimpozitată a capitalului financiar. Înainte era vorba de capital, de mărfuri, capital tehnic și pe urmă s-a ajuns la capitalul financiar, care este mare. Am o curiozitate. În opinia noastră, de ce Marea Britanie s-a manifestat ca într-o formă de rebeliune legat de ceea ce înseamnă adoptarea monedei unice, moneda euro, și intrarea în spațiul Schengen? Cu moneda e limpede. Naționalismul... Englezii nu vor renunța, dacă s-ar face acum un referendum pe renunțarea la moneda lirei, la lira sterline și aderarea, să zicem prin așa un scenariu SF. Avea da? 90%. Peste 95%. Peste 95%. Nu discută. Când e vorba de monedă, trebuie să știm un lucru. Moneda, banii. Banii într-o societate înseamnă sângele unei economii. Așa este. Băncile pompează sângele în toată economia, în brațe, unde industria, agricultură și așa mai departe. Englezii sunt super, nu tradiționaliști, e puțin spus, nu naționaliști, poate chiar puțin spus. Sunt, nu știu, au ajuns... formă de extremism. O anumită formă de extremism dus la paroxism în ceea ce privește banul. Gândiți-vă că singura bagnotă pe care se mai păstrează lozinca, în schimbul acestei hârtii vei primi contravaloarea, așa, este cea de 20 de lire. Și nu numai, dar asta este mai expresivă. Chiar cu spațiul Schengen? E legat de spațiul Schengen. Ei au oricum o mare problemă cu fostele colonii. Au niște acorduri separate cu India. Au niște acorduri cu zone din Asia, mai puțin Africa, și oricum aveau o problemă cu populația, cu migrația. Și din câte am auzit eu, nu știu exact, nu pot să mă exprim, nu pot să afirm, din câte ei n-au vrut să se amestece cu europenii în totalitate. Întotdeauna englezii au avut o poziție de pe margine, dacă vreți, așa, mai retrasă. N-au intrat într-un amestec total cu Uniunea Europeană. Cu toate că au făcut... Mai puțin monarhia, că știm că urmașii reginei Victoria sunt la toate casele regale din Europa. Și au fost și înaintea Uniunii Europene. Și au fost și în România, să nu uităm Regina Maria. Corect. În plus, ei, dacă nu s-au amestecat, cum spuneți noastră, că europenii și-au putut permite să aibă un ascendent. Absolut. Voi veniți din colonii, deci voi sunteți de fapt tolerați și admiși. Englezii au o mândrie mai mare decât cel puțin o afișează europeni. Europenii merg pe o anumită așezare, pe un anumit plan a
o nivelare a culturilor europene, care suntem o grămadă la... Pe universalitate. Pe universalitate. Englezii nu acceptă universalitatea în conservatorismul care caracterizează... Și mai sunt anumite domenii. Chiar și pe laburiști îi caracterizează conservatorismul. Nu doar conservatorii sunt conservatori. Și laburiști. De ce? Monarhia britanică este monarhia cea mai reprezentativă ca și autoritate, deși, domnule profesor, mulți analiști politici spun că marile provocări post-Brexit ale Marii Britanii vor fi în următorii 10-20 de ani succesiunea la tron, da? Și modul în care Marea Britanie va ști să gestioneze relația cu Uniunea Europeană de o parte, prin acordurile care există, și cu celelalte puteri mari ale lumii, care sunt China, Rusia, Marea și Statele Unite. Anglia de una singură, vorbesc Marea Britanie, nu Anglia, da, care înțeleg în Irlanda de Nord, Țara Galilor și Scoția, nu va reuși să facă față marilor puteri. N-are cum. N-are cum. Nu mai e a patra putere mondială economică. Nu mai e. Și atunci, ce vorbeam, din punctul meu de vedere, alunecarea, dacă vreți, trecerea Angliei înspre zona Atlanticului, axei Atlanticului, mai pregnant decât spre zona europeană, se va realiza. Dar nu e un compromis, nu e un compromis în raport cu tradiționalismul britanic. Statele Unite au fost colonie a Marii Britanii. Ăsta nu e un fel de mezalianță sau cum se numește? Păi, putem să-i spunem și mezalianță, dar ei se numesc adesea și în multe, multe citiri frații. Frați sau veri? Mă rog, frați, veri. Veri, așa mă rog, neamuri apropiate, oricum neamuri foarte apropiate. Domnule profesor, tot o consecință pe care analiștii o pun pe masă și îmi permit și eu să vă rog să o comentați, se referă la această mișcare de secesiune care există și care se manifestă deja. Cel puțin în acest moment Scoția cere un al doilea referendum pentru ruperea din Marea Britanie. În Scoția majoritatea votanților au fost împotriva Brexitului. Dar atenție, Irlanda, nici Irlanda de Nord nu va tăcea și nici Țara Galilor. Nici Țara Galilor. Dacă se desprind aceștia și rămâne Anglia... Atunci e o mare problemă. Atunci chiar. Atunci e o mare problemă. Dacă nu-și gestionează bine relația cu Irlanda de Nord, în primul și în primul rând, granița cu, între Irlanda și Irlanda de Nord este o mare problemă. Aia va crea o mare problemă și s-ar putea să zgândărească un trecut nu foarte îndepărtat. Perioada Alstorului violent. Exact. Un trecut nu foarte îndepărtat și dacă nu reușesc să țină unite aceste cele trei țări care formează Marea Britanie împreună cu Anglia, va fi o mare problemă pentru că Anglia va rămâne de izbeliște. Fără ele, rămâne oarecum expusă unor vânturi economice foarte puternice, mai ales de cele de natură financiară. Ai însemnat o populație de 30 de milioane de locuitori? Nu populația în sine. Domnul Jamadi, vreau să transmit un lucru. În lumea de astăzi, dacă vrei să distrugi o economie, e atât de simplu lucrând, cum spuneam, la sângele economiei respective. Infestându-i sângele, am înțeles asta. Iar lira sterlină poate fi oricând lovită, dacă nu este susținută în Marea Britanie, de Marea Britanie și doar de Anglia. Sunteți de acord că devalorizarea ei în ultimii 2 ani cu 10% a contribuit la evitarea recesiunii? În măsura în care a crescut consumul, nu, a crescut creșterea economică, a crescut pe baza consumului, pentru că a crescut consumul. Da, creșterea consumului este factorul care a determinat și la noi creșterea economică. E o realitate. E o realitate. Numai că odată la dumneavoastră, acum mai de multă vreme, am spus că acest lucru nu va dura foarte mult și din nefericire am avut dreptate. Oamenii nu pot să consume la infinit numai dacă prăduiesc. La fel și la englezi. Consumul lor a crescut puțin. Faptul că a fost evitată o anumită recesiune financiară, ca asta se prefigura, s-a datorat în primul și în primul rând intervenției făcute de Statele Unite ale Americii pe piețele financiare englezești și a rezolvat atunci o problemă de extindere a strănutului înspre Europa. City-ul nu era independent practic de Wall Street? Există nu, atât de nu există independență. Independență financiară nu există. Doar dependențe. Numai independență. Încrengătura în lumea financiară este mai ceva ca sistemul neuronal. Este ceva incredibil
câte asocieri se fac pe diverse planuri ale marilor centre financiare și în cadrul lor a unor subunități, în cadrul centrelor, a burselor, a societăților de investiții, de risc, de risc minim, risc maxim și așa mai departe. E ceva fabulos. Mi-aduc aminte de cuvintele poetului, eu nu strivesc corola de minuna lumii și nu încerc prin vorbe taina să o pătrund. Domnule profesor, structura socială a Marii Britanii post-Brexit este un mare semn de întrebare. Ei doresc să implementeze acea politică de imigrație pe bază de puncte. Pe de altă parte, noi știm foarte bine că de câțiva ani buni, nu de un an, doi, cetățeanul britanic pur sânge, el nu mai spală pe jos, corect, nu rănește în graj și nici nu curăță toaleta publică. Corect. Dacă ei merg pe o politică segregaționistă de imigrație, ce riscă? Riscă foarte mult să trebuiască să pună mâna pe să lucreze munci care nu le fac. Nu, acum. Ei stau cu mâna pe halbă, în pub. Astăzi, Boris Johnson a făcut o propunere de reducere a salariului minim de la 30.000 de lire la 26.500 de lire. Exact ce este răspunsul la ce discutați dumneavoastră mai înainte. Faptul de a îi determina pe o parte dintre migranți să refuze să mai lucreze și să rămână doar unii de care se vor debarasa la un moment dat. Și a mai fost o declarație foarte tare. Tot Boris Johnson a spus, noi avem nevoie de oameni, de persoane super calificate, care nu vor avea nicio problemă după Brexit. Era înainte de Brexit asta. E vorba de IT-ști, e vorba de ingineri, de medici, de economiști, de cercetători și așa mai departe. Cu problemele acelea de muncă de jos, alea pot fi rezolvate în vari motive și printr-o tehnologie mai avansată și prin alea. Nu ne facem griji mari. Ei vor, din ce simt eu, nu? Repet, nu am argumente, ce simt. Ei vor să se debaraseze de un balast foarte mare. Și aici putem ajunge și la partea cu ai noștri români. Avem români de mare calitate acolo, oameni extraordinari în Anglia, vreo 470.000 de români spun unii, alții 430. 435 este ultimul statistică dat de către ei. Știți cum este? De celor care s-au declarat cererea de rezidență. Și între cei care s-au declarat și cei care nu... E o marjă. Știți ce spun statisticile? Că de fapt mai sunt încă aproximativ 100.000 de români care se află în cei 5 ani, de când, sub 5 ani de când sunt acolo și care pot să ceară rezidență... Prerezidență. Prerezidență. Mm-hmm. Da. Că de fapt în Marea Britanie sunt 600.000 de români și asta este siderant, pentru că în acest moment statul român nu știe câți români are peste hotare. Habar n-avem. Ei estimează 1,2 milioane în Italia, așa, 500.000 în Marea Britanie, avem vreo 200.000 în Franța, vreo 300.000. Noi aproximăm așa cum aproximează chinezii. Ei sunt chinezii, sunt 1,2. Domnul profesor, am făcut un calcul. Dacă noi avem 5,5 milioane plecați afară la muncă, cel puțin, avem 5,2 milioane de pensionari. Avem 5,6 milioane de tineri copii până în 20, sistemul până, de învățământ. Deci avem 16 milioane. Avem 1.200.000 de bugetari. Și mai avem încă 1.100.000 de asistați sociali, se spune că sunt 900.000. Cine mai lucrează în România? Păi de stați un pic, că nu vă ies socotelile. Nici cum nu ies socotelile. Și eu am făcut exact aceleași calcule. Și nu-mi iese numai cu virgulă. Nu e regulă, ceva nu e regulă. Ori sistemul nostru de raportare statistică este îmbolnăvit, virusat, ori ceva se întâmplă. Spunem așa, da, a spus 5,2 milioane de pensionari, dintre care 600.000 sunt cei cu pensii speciale. Așa, pensii de serviciu normal, da? Unele sunt de serviciu la cadrele militare. Și astea la magistrat tot pensii de serviciu, mă rog, să conform legii, nu sunt pensii speciale. Dumnezeu îi țină pe ei, pensiile mai puțin. Care de ce nu le impozităm? Care rezolva problema cel mai mic? Păi vedeți că acum vrea guvernarea actuală, cum adică să aibă ăștia 18.500 pensia medie la magistrați, iar Amărășteanu are 1.846. Corect. Bun, revenim. Revenim. Da. Românii noștri de acolo sunt de mai multe categorii în funcție de după nivelul de pregătire. O parte sunt oameni de certă valoare, și fac... Se estimează undeva între 13% și 15%, nu mai mult. Nu mai mult. Păi nu mai mult că n-ai de unde. Așa. Că sunt împrăștieți în toată lumea și nu... Așa. Vă spuneam, Cipola ce-o zis, că procentul e cam egal. Bun.
Avem o categorie de muncitori serioși, de oameni harnici, de tehnicieni, care lucrează, în construcții, în agricultură, și în servicii, în turism, așa. Și avem o categorie give me money. Cu ăștia ce s-a întâmplat cu ajutorul social? Păi nu știu, ăștia care au plecat acolo, care au migrat dinspre Franța, Italia, înspre Anglia, au mers pentru facilitățile acordate pe asistența socială. Da, și nevasta, și după copii. Sigur că da, așa ai atâția copii, trăiești bine din ajutoarele sociale în funcție de numărul de copii, ai asigurate niște condiții. Cred că ăștia nu vor fi păstrați de către englezi, dar nici acasă în ordenii. Vor migra spre alte zone ale Europei mai permisive? Scandinavia, vă referiți noastră? Poate Scandinavia, poate înapoi prin Franța, înapoi prin... Pentru că lucrurile se vor schimba și în Uniunea Europeană. Și vreau să aduc niște argumente, cum spuneam, argumente contrare opiniei mele. Europenii vor negocia enorm de dur cu englezi. Vor afișa o aroganță și o superioritate ieftină, foarte pregnantă și din două motive, cel puțin din două motive. Unu, ca o lecție, ca alții să nu mai îndrăznească să... Și mă duceți la întrebarea finală, așa? Și al doilea, să le dea peste nas la propriu datorită exuberanței pe care s-a văzut că o trăiesc englezii în ultimele... O parte dintre ei, e adevărat o majoritate. Domnul profesor, cât a fost de reprezentativ acel vot la referendum în 2016? 52% în condiții în care s-au prezentat la vot 73 sau 74%? 74% am înțeles. Bun. Eu. Cât de reprezentativ este dacă 52% din 7... Un om, un vot... Iarăși ajungem acolo, dar democrația. Reglementarea, spun mulți analiști, nu era mai corectă ca două treimi din ceea ce înseamnă drept, oameni cu drept de vot să decidă. Încă o dată vin la toți și vă întreb, ajungem în situația încât o asemenea decizie care poate să afecteze o țară și, mai multe și generații următoare să fie luate de o minoritate de oameni care ori din emoție, ori din patriotism național de extremă naționalist, votează pentru o chestiune care n-are nicio legătură cu calculul economic sau cu ceea ce înseamnă rațiunea. La acele vremuri ale inițierii și derulării referendumului în 2016, nimeni, dar absolut nimeni, nu și-a făcut un calcul economic, un calcul tehnic a ceea ce înseamnă un potențial Brexit. Atunci era o emoție și, cum spuneam la începutul emisiunii, determinarea englezilor a fost legată de câțiva factori concreți. Faptul că birocrația Uniunii Europene, Strasburg și Bruxelles, a ajuns la niște cote în care arată nefuncționalitatea, a ajuns la apogeu. Se va neca în propriile hârtii. Credeți că țările din Uniunea, din estul Europei, vor fi următoarele care vor destabiliza blocul Uniunii Europene? Uitați-vă Polonia, uitați-vă Ungaria, uitați-vă, nu știu. Foarte mult contează, foarte mult va cântări în viitor, din punctul meu de vedere, politica Uniunii Europene în legătură cu țările din Est, poste comuniste, că de asta vorbim acum. Foarte, foarte mult. Care înseamnă foarte mult ca populație, foarte înseamnă mult ca și mult ca populație, dar credeți-mă, sunt voci care spun, măi, hai să rămânem cei 6 care am fost. Și poate că n-ar fi un calcul greșit. Rău, pentru noi ca țară, pe termen scurt și mediu, consecințe? Consecințele noastre cu Brexit-ul nu sunt atât de mari. În România sunt 1300 de firme englezești care au o cifră de afaceri undeva la 20 de miliarde, cu un profit în jur de 1 miliard pe an. Relația noastră cu Anglia nu ne încurcă atât de tare, nu este una foarte mare. Nici belicoasă, nici contundentă. Nu. E o relație bazată Deși noi suntem francofoni, filogermani și nu știu ce. Noi avem relațiile astea cu latinii noștri și cu Germania foarte puternice în ceea ce privește afacerile. Și ultima întrebare, pentru că ne apropiem de final. Dacă din cele 6 de milioane prezumate, Marea Britanie restituie României și spune mulțumim mult, noi mai vrem nici cu viză, după nu știu cât, aproximativ 50.000 de români care în acest moment, în opinia noastră, stau cu mâna întinsă sau lucrează în zona neagră. Ce impact ar avea asupra sistemului social din România și așa
aproape în incapacitate de plată. Eu nu mi-aș face griji că acești români vor veni acasă. Deci nu pot fi deportați oricum. Una dintre cauzele pentru care declară că au plecat în alte țări se leagă de nefuncționalitatea instituțiilor românești, de libertatea de, nu știu de ce apare și asta, libertatea de manifestare. Nu cred că există îngrădiri la noi pe tema asta, dar apare în statistici, în studiile sociologice. Știu un care a fost înjurat în Piața Mare de un primar și nu a putut nimic. Mă rog, dobitoci avem destui. Din păcate nu ducem lipsă. Nu cred că vor veni toți și dacă vor veni, asta e, sunt ai noștri. Presiunea va fi foarte mare. Presiunea este foarte mare pe sistemul social, când spun sistemul social, înțeleg pensii, ajutoare, tot ce înseamnă partea de intervenție a statului pe cale socială, este enormă. Dar presiunea trebuie să o înțelegem holistic, mai mare, la nivel mai mare. Înțelegem ca surse de alimentare. Contribuțiile, contributorii la sistem scad. Ați făcut un calcul, ce acum este? Dă cu foarte multe virgule. Și nu înțeleg cum mai funcționăm din punctul ăsta de vedere. Și apoi, crește speranța de viață. Crește vârsta de pensionare? Cresc costurile. Sunt niște lucruri foarte clare și am intrat în regres economic. Nu suntem pe creștere economică. Un aspect pe care trebuie să-l aprofundăm într-o altă emisiune cu permisiunea noastră. Domnilor și domnilor, conferențiar universitar, doctor în economie, domnul Vasile Bârle, unul dintre invitații noștri care își asumă afirmațiile care le face. Vedeți că este un om care, deși este elegant în exprimare, spune lucruri care uneori dor și deranjează, dar pe care și le asumă, pentru că este un om care are ceea ce foarte mulți dintre români nu au sau nu vor să recunoască sau să afișeze. În primul rând, competență, în al doilea rând, verticalitate. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule profesor, noastră pentru că ne-ați urmărit. Bună seara! Vă mulțumim! Ne vedem vineri!